Marele Neam algeților, ce spun străinii despre Marele Neam algeților, cei cruzi, bine ați venit la un nou videoclip în care explorăm o temă intrigantă din istoria antică, Marele Neam algeților. Astăzi ne vom îndrepta atenția către ceea ce străinii spuneau despre acești enigmatici războinici și civilizație. Conform afirmațiilor unor istorici care susțin ideea unui mare Neam al tracilor, aceștia erau depășiți numeric de un Neam la fel de mare aflat undeva prin India și care se numeau Inzi. Spunem și noi că suntem în consonanță cu această aserțiune, cu mențiunea că de nicăieri nu reiese existența unui recensământ antic, care să ateste această ierarhie populațională, sau mai ales că aceștia chiar își spuneau traci. Din potrivă, capitala Geției, Sarmigetuzo din Munții Orăștiei, poartă etnonimul neamului din spațiul Carpatodunărea în Pontic Balcanic, GT. Ar fi fost interesant să cunoaștem criteriile anticilor sau modalitatea de comparare între acești prezuntivi traci și acinzi asiatici, dacă după întinderea teritoriului ocupat sau după numărul de triburi, ori după dimensiunea cetăților lor, ori după oricare alt criteriu. Neamul tracilor este cel mai numeros din lume, după acela linzilor. Dacă ar avea un singur cârmuitor sau dacă tracii s-ar înțelege între ei, el ar fi denebiruit și cu mult mai puternic decât toate neamurile, după socotința mea dar acest lucru este cu neputință și niciodată nu se va înfăptui. De aceea sunt aceștia slabi, spune Hirodot în istorii. Hirodot, părintele istoriei, povestitor de snoave antice, din păcate nu avem cunoștință după ce criteriu s-au făcut acele estimări numerice antice. Ce putem bănui și concluziona este că acești traci, în limba elenă veche, era eticheta pusă a acelei populații din nordul statelor orașe elene, trac fiind echivalentul pentru umiază noapte. Așadar, cei de la miază noapte nu va putea fi nici în trecut nici vreodată de acceptat că ar fi însemnat vreo etnie, cum nici scandinavii de azi sau siberienii nu reprezintă etnii pentru acele populații, ci doar porecle sau ștampile pentru localizarea geografică a unor neamuri. Când spui Muntean o faci pentru a-i localiza apartenența unui om de la munte, dar Muntean nu va fi niciodată vreo etnie. De asemenea, este puțin credibilă existența vreunei călătorii de-a lui Hirodot în India Antică, sau chiar în toate teritoriile ocupate de acești presupuși, traci, numiți astfel nici de cum după numele triburilor, ci așa cum s-a dovedit, după poziționarea geografică a acestor populații numeroase, fiind trăitori în nordul acelora din care provenea Homer sau Hirodot și alții ca ei au preluat acest termen, considerat eronat etnonim, născut dintr-un termen ce definea cardinal poziționarea lor geografică în raport cu orașele a heilor sudici. Deci, avem două neconcordanțe, una demografică și o alta etnică, deoarece numărul geților din nordul elenilor, în realitate, nu era cunoscut, ci doar aproximat prin metode empirice, Hirodot afirmând el însuși, foarte clar, după socotința mea. După câte știm noi, socotință nu înseamnă vreo socoteală, ci doar părere, opinie, punct de vedere, iar în cazul nostru această părere pur personală a lui Hirodot nu a fost niciodată confirmată de cifre concrete. Deci, era o simplă apreciere pur personală, nedovedită. Noi afirmăm însă, opusul afirmației lui Hirodot, geții de pretutindemii însumau cea mai numeroasă etnie antică. În ce privește etnia celor care făceau aprecieri despre vecinilor nordici, este de neînțeles de ce se considerau din alt neam, deoarece peste pelasgi neolitici care trăiau în toată peninsula balcanică, peste tot s-au așezat în epoca bronzului geț patriarhal războinici, inclusiv în Elada, Acidorien sau Aheine fiind altceva decât triburi getice în armate, care migrau spre sudul Balcanilor, preluând controlul civilizațiilor minoicilor și amicenilor. Este cert că uitarea este principala cauză pentru care Ahei și Dorienii nu-i mai considerau frați pe cei cărora le atribuiau apelativul de nordici. Jet pe tablițele de la Sinaia, numai că așa cum este menționat în istoriografia scrisă, vom observa în numirea diverselor planuri jetice, particula GT, care se va repeta la numeroase triburi, ceea ce confirmă și informațiile dintr-o altă disciplină vis-a-vis -vis de răspândirea haplogrupului R1 specifică geților și nu a particulei TRAC sau DAC ceea ce ne conduce către adevăratul etnonim al neamului din care ne tragem și noi românii, dar nu numai noi. Conform studiilor de paleogenetică din ultimii ani și conform teoriei care fundamentează prezența lagurile unor mari fluvii, dar și nașterea unor mari civilizații, Dunării îi sunt hărăziți geții. Și nu doar la Dunăre, așa cum vedem pe hărțile pe care le prezentăm în articolul de față. Înainte de a ajunge la Istru, birui mai întâi pe geți, care se cred nemuritori, spunea Hirodot despre conflictul dintre perșii lui Darius și geți în istorii. Geții însă, fiindcă s-au purtat nechipzuit, au fost îndată robiți, măcar că ei sunt cei mai viteși și cei mai drepți dintre traci. Geții s-au înmulțit și au populat Europa și o mare parte din Asia. Acestora ali se mai spun și indo-europeni, pentru că se credea cândva că europenii veneau din India, azi o teorie dezasamblată de dovezile care au venit ca o avalanșă în ultimul secol. Locuitorii spațiului Carpatodanubiano-Pontic fac parte din marea familie a geților, un popor născut european, băștinaș, născut din populațiile neolitice carpatice mixate cu cele nomade ale crescătorilor de vite din stepă, care se întâlnesc la gurile Dunării. Harta descrie lumea geților de acum 2100-2500 de ani de la Dunăre, Ister. Așadar, lagurile Dunării au trăit din geții, deși au fost menționați și sciții, care erau un trib ce se trăgeau din geții mari sau masa geții, iar mai târziu goții, cei care nu erau decât niște frați genetici ai geților și considerați nomazii, pentru că nu aveau cetăți care să le definească statutul de sedentar prin care s-au remarcat în istorie geții balcanici. În fața pământului scit, spre mare, se întinde tracia. Sciția începe acolo de unde acest ținut formează un golf. Istrul se varsă în mare, îndreptându-se spre sud-est. Voi înfăcea țărmul sciției de la Istru în sus și voi arăta cât de mare îi este întinderea. Îndată după Istru vine sciția veche așezată către miază și ajungând până la cetatea numită Carcinitis. Hirodot 4 cu 90 romanegeții erau organizați în triburi înrudite prin limbă, tradiții și elemente de cultură și civilizație proprii. Habitatul acestora era cuprins în teritoriul din nord-estul peninsulei balcanice, situat între Marea Neagră și Marea Ege, până la granițele Macedoniei cu Marea Adriatică, incluzând Iliria și Dunărea de Mijloc, cu toată Panonia, precum și în teritoriile nord-dunărene până în Carpații Galiției, stepele sarmatice și dincolo de Marea Getică, astăzi Marea Neagră sau în sud insulele Mării Drace, astăzi Marea Ege, Tasos, Samos, Lemnos, Imbros, Tenedos și Anatolia. Partea de miazăzi a Germaniei, de dincolo de Elba, este, cel puțin acolo unde se învecinează cu fluviul în stăpânirea suebilor. Apoi, îndată urmează teritoriul geților, la început în cust, mărginit la sud cu Istrul, în partea opusă cu munții pădurii Hercinice, cuprinzând și o parte din munți apoi se lărgește și se întinde spre nord, până la tirași, fruntarii pe care nu le putem descrie precis. Spune Strabon, Strabo era de fapt o poreclă, însemnând sașul, purtată de un vestit istoric și geograf antic Elen. Astfel elenii i-au socotit pe geți de neam tracic. Acești geți locuiau și pe un mal și pe celălalt al istrului, ca și misii, care sunt și ei traci, acum ei se numesc mousii. Aceste neamuri, ca și bastarnii, sunt chiar astăzi amestecate cu tracii, mai ales cu cei de dincolo de Istru, dar și cu aci de dincoace, care sunt amestecați și cu neamurile celtice, boii, scordiscii, tauriscii. Scrie Strabon 7, 3 cu 2 în pagina 225-227 se zice că Alexandru, fiul lui Filip, cu prilejul expediției sale împotriva tracilor de dincolo de Haemus, după ce a năvălit în țara tribalilor, despre care știa că se întindeau până la Istru și insula Poci din Istru, cunoscând de asemenea și că ținutul de dincolo de Fluviu se află în puterea geților, ar fi înaintat până acolo și nu ar fi putut să debarse în insulă, din lipsa corăbiilor. Atunci acesta, după ce intră în ținutul geților, cu cereocetate și se întoarse, cât putu de repede, la el în țară. Scrie Strabon 7, 3 cu 8, în pagina 233-235. Geții sunt menționați pentru prima dată în poemele homerice, știrile despre ei înmulțindu-se, începând cu secolul al VIII-lea înainte de Hristos, când Elenii își extind sfera de interese în arealul dunărean. Raporturile geților cu Elenii sunt menționate în poemul lui Hesiod, Teogonia, care se presupune că ar fi cunoscut zona dunăreană, el numind fluviul, istrul care curge frumos. Se spune că din tot ce s-a scris despre geți în antichitate, până la noi nu a ajuns mai mult de 10%. Stranie și tragică soartă a unor documente distruse din voia destinului sau cu bună știință, oricare poate zac încă neștiute, în beciurile vreunor mănăstiri sau biblioteci. Până la apariția tiparului în secolul XVI, scrierile antice au supraviețuit cu destulă dificultate, prin intermediul scribilor sau a copștilor. Totuși, din noi anul greu de evaluat de scrieri ale eruditei antichități, s-a pierdut enorm de mult, fie din pură întâmplare, fie cu voință, din pricina fanatismului care a dus la incendieri de biblioteci, fie din neglijență, ignoranță sau dezinteres. Scrierile care mărturiseau despre geți au avut, în marea lor majoritate, această soartă, nu au reușit să traverseze veacurile. Ceea ce a ajuns până la noi nu reprezintă, probabil, nici 10% din ce s-a scris despre acești neștiuți locuitori ai pământurilor din estul Europei sau despre geții carpatici de la nordul Dunării. Istoricii noștri îi citează adesea pe Hirodot, pe Strabon și pe Diocasius, cu puținele lor fragmente în care se vorbește despre geți, lăsând ne impresia că acest neam a fost fie ignorat de marile puteri vecine, fie pur și simplu prea barbar ca să prezinte interes. Totuși, există numeroase mărturii antice despre scrieri care vorbeau de strămoșii noștri, dar care s-au pierdut. Însă câtă vreme aceste mărturii există, trebuie să ținem cont de ele și să admitem că s-a scris mult mai mult despre geți decât ni s-a spus în cărțile de istorie, că aceștia au stârnit interesul vecinilor lor într-o măsură mare, atât prin modul lor de viață și prin religia și credințele lor, cât și prin relațiile pe care le-au avut cu cei din jur și prin războaiele pe care le-au dus. Cu excepția lui Dopol Calimah, un istoric uitat din veacul al XIX-lea, pe care nimeni nu îl citează și a cărui operă a fost în totalitate ignorată, nimeni nu a încercat până acum să facă o evaluare completă a ceea ce s-a pierdut din documentele despre strămoșii noștri pe Las Gogeți. Conform acestuia, numărul autorilor care au scris sau doar au pomenit întreagăt despre strămoșii noștri este de peste 300 de autori. Nu știm dacă pentru alte neamuri s-au făcut astfel de evaluări. Nu știm dacă soarta izoarelor privitoare la geți a fost mai vitregă decât a altora. Marele învățat Posidoniu călătorise la Galii și scrisese o carte despre aceștia astăzi pierdută. Împăratul Claudiu scrisese și el o istorie a etruscilor în 20 de volume, din care nimic nu a ajuns până la noi. Totuși, despre Gali știm multe lucruri din alte izoare, de la Etrusci avem monumente și inscripții, doar geții s-au dovedit mult prea tăcuți, ori poate noi nu am căutat îndeajuns, căci suntem prea puțin interesați de soarta lor. În fapt, noi descoperim chiar la vârful celor responsabili să afle și să interpreteze istoria strămoșilor noștri o totală ignoranță instituțională, dar nu și despre ceea ce reprezintă istoria cuceritorilor peninsulei balcanice, fie că vorbim de eleni sau de romani, unde observăm cu tristețe un interes curios de atent. Referirile la spațiul dunărean, implicit la locuitorii din zonă, se amplifică în secolul 6 înainte de Hristos, prin lucrările lui Simonide din Ceos, unde apare Istrul cel Îndepărtat, Fecateu din Milet, care relatează despre două triburgetice, Crobizi și Trizii, situați la Miazăzi de Istru, la Sud, precum și despre existența unei cetăți aflate lângă Dunăre, Orgame. Sara geților deși în interpretarea istoriei geților se vehiculează o desprindere a geților dintr-un presupus corp populațional al tracilor separându-i artificial în două grupuri, unul de nord și altul de sud. Considerăm că această interpretare este nejustificată, datorită în special unității de limbă și în ciuda relatărilor care ar putea duce la astfel de concluzii. Unitatea de limbă este dublată și de unitatea genetică a triburilor, despre care cronicarii antici nu aveau știință atunci, ei numind diferitele triburi după regiunile în care trăiau. Pentru antici, în vremurile cele mai îndepărtate, teritoriile de la Dunăre reprezentau un loc enigmatic, populat de ființe mitice. Cu timpul, pe măsură ce relațiile comerciale s-au dezvoltat și sfera de influență a lumii elenoromane s-a extins, geții au început să fie mai bine cunoscuți și pomeniți în scrierile elenilor și ale romanilor. Totuși, putini au fost aceia care au scris ceea ce au văzut cu ochii lor, căci putini au călătorit până pe aceste pământuri. Astfel că majoritatea informațiilor pe care ni le transmit aceste izoare sunt informații de a doua sau a treia mână, aproximative, deformate, poate chiar fictive, transmise din gură în gură printr-un fel de telefon fără fir. Au existat și lucrări ale unor martori oculari care au fost în geția carpatică și au descris cu mare exactitate geografia, istoria, organizarea politică și socială, tradițiile, poate și limba geților, dar toate aceste scrieri s-au pierdut sau au fost făcute cu bună știință nevăzute. Prin urmare, informațiile pe care le mai avem sunt adesea confuze. Ba mai mult, anticii făceau întotdeauna distinție clară între sciți și geți sau între traci și geți, daci și geți, celții și geți, iar mai târziu îi consideră pe goți alt neam decât geții, deci toate aceste titulaturi sunt ale aceluiași neam, neamul getic, confirmat genetic ca aparținător al aceluiași haplogrup. Astfel că ori de câte ori se pomenește de neamurile locale din anumite regiuni, sub referințele lasciți, Sciți, Hitiți, Traci, Iliri, Celții, Panonii, Sarmați, Sarmoci, Daci, Goți, aflăm în realitate informații prețioase tot despre geți. Evenimentele consemnate de scrierile vremurilor înregistrează numai evenimente politice și militare importante, războaie, victorii, alianțe, trădări, asasinate, succesiuni la tron, iar o perioadă de pace și liniște este aproape întotdeauna absentă din documente. Așadar, cei ce trăiau în pace, trăiau într-un fel în afara istoriei, ca și cum dacă nu se scria despre un neam mai mult timp, dispărea, reapărând instant în istorie, imediat cei se descria un eveniment petrecut în sânul acelui popor, un război, căsătoria unei fiice de rege cu prințul altui regat, așa și mai departe. În al doilea rând, istoria scrisă este aproape întotdeauna istoria învingătorilor. De aceea, izoarele latine nu vor pomeni prea mult despre autohtoni, ci în primul rând despre romanii colonizatori și, tot de aceea, mai târziu, numele geților sedentari și pașnici dispare din scrieri, în prim plan fiind geții războinici sub etnonimul de goți, de gepizii sau al migratorilor asiatici, precum au fost hunii și alți migratori cu o istorie activă. Putem presupune că primele informații despre geți au fost consemnate de popoarele orientale cu care aceștia au intrat în contact, în primul rând pe calea comerțului dar din cronicile orientale nu ni s-a păstrat nicio informație cu privire la geți. Comerțul i-a pus în contact cu geții din Sciția de pe țărmurile nordice ale Mării Negre, cu perșii, cu fenicieni, cu neamurile din Asia Mică și chiar cu egiptenii. Documentele acelora arii vor fi pomenit și pe strămoșii noștri, cel puțin pe cei dobrogeni. Din secolul V înainte de Hristos, în contextul conflictului dintre sciți și perși conduși de regele Darius, care a avut loc în zona Dunării Inferioare, în anul 514 înainte de Hristos și descris de Hirodot, ne parvine și o primă mențiune documentară a geților. Înainte de a ajunge la Istru, Darius îi supune mai întâi pe geții care se cred nemuritori. Geții care luaseră hotărârea nesăbuită de a-i se împotrivi au fost robiți pe dată, măcar că ei sunt cei mai viteji și cei mai drepți dintre traci. Opera istoricului Elen conține și date cu privire la geografia, etnografia, religia geților, precum și relațiile acestora cu celelalte triburi nord-dunărene. Din întâmplare, cel mai vechi eveniment în care sunt antrenați geții este cel pomenit de Hirodot cu referire la campania lui Darius secolul 6 înainte de Hristos, regele perșilor, împotriva sciților, care, înainte de a ajunge la Istru, îi biruie și pe geți. Cea de-a doua informație ne trimite în timp, două secole mai târziu și se referă la expediția lui Alexandru cel Mare, în secolul al IV-lea înainte de Hristos, care, ajuns la Dunăre, înfruntă opoziția geților. Numărul mare al geografiilor pierdute, în care foarte probabil erau descrise și teritoriile getice, face ca misterul să fie și mai adânc. Însuși, marele geograf Strabon a scris o carte despre Tracia și Geția, astăzi cu desăvârșire pierdută. Marele geograf marin din Tei Grecre descrisese în amănunțime teritoriile locuite de geți, dar lucrarea sa nu a ajuns până la noi decât într-o palidă măsură, prin intermediul unei prescurtări făcute de Ptolemeu, una dintre geografiile pierdute aparținea lui Demetrios din Calatis, actuala Mangalia. Iar datele prezentate de el cu privire la teritoriile geților trebuie să fi fost foarte exacte, nici hârțile, nu puține, care înfățișau lumea cunoscută în vremea geților nu au ajuns până la noi de la cea mai veche harta a lumii despre care avem știință, cea a lui Anaximandru din secolul al VI-lea înainte de de Hristos, învățat care a călătorit până la sciți și până la cucerirea romană, nu s-a păstrat absolut nicio hartă care să înfățișeze geția veche. Cele mai vechi hărți reprezintă geția carpatică de după cucerirea unei părți a ei și numită de roman Dacia. Un interes aparte au stârnit, cu siguranță, religia și credințele geților, mult diferite de ale altor triburi din Europa, dar și în acest aspect documentele pierdute spuneau de bună seamă mult mai mult decât cele păstrate. Alături de Hirodot, mențiuni referitoare la geți se regăsesc și la Sofocle, Helanicos și Tucidide, elenii în general aveau o admirație față de barbari. Cuvânt care înseamnă în elinește, bâlbuit, persoană care vorbește o limbă de neînțeles, căci așa le păreau elenilor cei. Care vorbeau o altă limbă decât a lor, dar în special față de geți, pe care îi descriau și reprezentau ca virtuși, curajoși și generoși. Un celebru model îl constituie regele Get, Dromihete, secolul al III-lea înainte de Hristos, care l-a învins pe Lisimah, unul dintre urmașii lui Alexandru cel Mare, acesta venise cu oastea macedoneană împotriva geților. Dar a fost înfrânt și luat prizonier, împreună cu fiul său, Agatocle. Dromihete i-a dus pe prizonier la cetatea Helis, reședința sa i-a ospătat regește la o masă scumpă, cu pocaluri și vase de aur și argint, în vreme ce el și geții se i stăteau la o masă de lemn, modestă. Apoi i-a eliberat, spunându-le că, dacă au acasă atâtea bogății, să nu mai răvănească la avutul modest al altora. Campania lui Lisima și pățania de la curtea generosului rege au fost mult preluate și citate în scrierile vechi, dar tocmai acele scrieri care le prezentau un amănunt s-au pierdut. În primul rând, cartea 21 din Biblioteca Istorică a lui Diodor din Sicilia, apoi Istoria Universală a lui Polibiu și altele, tot ce știm despre această victorie a geților provine din prescurtări și mărturii mărunte, datorită dispariției a numeroase cărți, care povesteau evenimente din istoria geților. Avem destul de puține informații despre străbunii noștri geți și încă și mai puține despre regii lor, iar dacă despre Berobistas, Dromihaite și Daci s-au mai găsit ceva informații și s-a tot scris în ultimul timp, despre alți regi știm foarte puține lucruri. Este și cazul regilor Zalmodegicos și Erhemaxos, regii geți Zalmodegicos și Erhemaxos au domnit înspre sfârșitul și... Jumătatea secolului al III-lea înainte de Hristos și sfârșitul secolului al II-lea și începutul secolului I înainte de Hristos. Sunt regi puțin cunoscuți, iar asupra lor informațiile sunt extrem de puține, din ceea ce se știe Zalmodegicos a domnit în perioada 300-250 înainte de Hristos în Dobrogea, iar Erhemaxos aproximativ în jurul anului 200 înainte de Hristos în estul Munteniei și nordul Dobrogi în secolele al III-lea și al II-lea înainte de Hristos a început să se dezvolte mai multe organizări politice, conduse de regi numiți Basilei, câțiva dintre ei fiind amintiți în special în contextul luptelor cu celții și. bastarni. în baza analizei monedelor, au putut fi delimitate și identificate principalele formațiuni politice existente în spațiul Carpatodanu-Bianopontic. Astfel se observă în părțile centrale ale munteniei, anumite triburi precum Piefigii, apoi siensi în curbura Carpaților, Buridavensi în special în Oltenia și Ratacensi în Transilvania, pe cursul mijlociu al Mureșului, precum și pe Ternave, conform concluziilor cercetătorilor. Aceste patru uniuni sunt cele ce au stat la baza constituirii statului getic al lui Berobista, formând așadar un nucleu vizibil. Sursele numismatice și epigrafice din Dobrogea secolelor al III-lea și si al II-lea înainte de Hristos atestă conducătorii locali Zalmodegicos în nord-vest, Moscon în nord și Erhemaxos, care a fost protectorul cetăților pontice. Dacă e să ne referim la Dobrogea, trebuie remarcat că intervenția geților în viața cetăților elinești pontice. În raporturile dintre acestea și în conflictele avute de acestea cu diversi inamici, a fost destul de puternică, datorită faptului că teritoriul dintre Dunăre și Marea Getică era dens locuit de geți în pofida unor frecvente invazii dinspre est sau sud. În plus, deoarece aspirând în mod firesc la controlul litoralului pe care se aflau și si cetățile elinești, geții autohton din partea stângă a Dunării au intensificat presiunea, evident încă din vremea lui Dromihaite, iar în acest context îl aflăm pe regele Zalmodegicos. Cât privește acest nume de Zalmodegicos, ar fi de luat în considerare ipoteza unor istorici că numele acestuia ar fi unul compus, la fel ca și cel al lui Zelmutas, de exemplu, în care prefixul Zalmo ar desemna apartenența la o anume dinastie sau un titlu legat de Zalmoxo, cum de la Zalmoxo se consideră a fi derivate și alte cuvinte compuse ce au în componență. Zelmus, Zelmis și Selmios, i, -i rusul în limba tracodacilor, reoferindu-se la numele lui Zalmodegicos, îl derivă din Zemel pământ și din ghel, astrălucii sau gel, clar, luminos, danoltean, în religia dacilor aduce argumente precum că radicalul zalsalsar însemna soare, luminat, făcând trimitere la religia geților, iar de aici apar foarte des aceste radicale în toponime și onomastică. Sargeția însemna geția de sus, prefixul sar, fiind plauzibil chiar și pentru capitala sargeției. Sarmigetuzo, întâlnită des pe tăblițe sub forma sarmigetuzo. Geția Zalmoxe această teorie prin care particula Sarsalzal este întâlnită la Zalmoxo și în multe din toponimele getice se confirmă prin însă și prezența sa pe un mare areal teritorial, Seal Sovia, Germisara, Seal Dăsos, Seal Morus. Atestarea lui Zalmo de Gicos a fost posibilă datorită unei inscripții descoperite în Dobrogea și prezentată de D.M. Pipidi în Inscriptiones Cidiae Minoris, textul inscripției, intitulată Decret al Sfatului și al Poporului, este următorul, Decret al Sfatului și al poporului. Sub președinția lui Teocritos, Paitoteles al lui Archelocos a propus, întrucât Diodoros al lui Drasicles, Procritos al lui Ferecles și Clearcios al lui Aristomaos, primiși sol la Salmodegicos, în privința ostaticilor, au călătorit prin țara dușmană și, înfruntând primejdii de tot soiul și dând dovadă de cea mai deplină râvână, au adus înapoi ostatecii în număr de peste 60, convingându-le pe Zalmodegicos să restituie cetății veniturile. Sfatul și poporul să găsească cu cale ca aceștia și urmașii lor să fie înscriși printre binefăcătorii obștii să fie încununați, ei și urmașii lor, cu cuna de aur la toate spectacolele de teatru, pentru bărbăția și râvâna lor față de popor, pentru ca și ceilalți cetățeni, cunoscând că poporul cinstește pe bărbații vrednici, să se îndemne a slujicetatea. Hegemonii se poarte de grijă ca prezentul decret să fie săpat pe două lespezi, din care una să se așeze în agora, în fața porticului iar cealaltă în preajma altarului lui Zeus Polius. Zalmo din inscripție rezultă că, în schimbul unui foros, tribut, precum și altor obligații asumate de către histrieni, aceștia obțineau garantarea exploatării principalelor surse de venituri, pescuitul în apele fluviului și practicarea agriculturii pe ogoarele aparținătoare orașului, datorită săpăturilor arheologice de prin anii 1930 s-au scos la lumină. Printre alte vestigii de pe țărmurile Mării Negre, o serie de vestigii epigrafice. Acestea s-au dovedit a fi foarte valoroase pentru informațiile pe care le conțineau. Prin 1959, de M. Pipi spunea că documente epigrafice din epoca elenistică au oferit informații destul de precise despre viața politică a tracilor de la Dunărea de Jos de-a lungul perioadei obscure, ce merge din zilele lui Dromihaite până la ridicarea lui Burebista, de M. Pipi a prezentat. Informații despre inscripția ce se referea la regele Zalmodegicos, dar și informații despre o altă inscripție pe care o caracterizează ca fiind mult mai întinsă și mai amănunțită și această. Inscripție conține un decret în cinstea lui Agatocles, fiul lui Antifilos. Inscripția a fost găsită în 1930, dar nu a fost cercetată până în 1959, moment în care ea se afla la Muzeul Național de Antichități, muzeu care în momentul de față se află în renovare de vreo trei ani. Și unde nu se știe dacă vom mai găsi în final multe dintre vestigiile referitoare la antichitatea geților, dat fiind că piatra pe care se afla inscripția a fost grav variată în timpul războiului, în 1944, o parte dintre rândurile au fost întregite de către cercetători și specialiști din domeniu. Ar mai fi de adăugat și faptul că descifrarea a fost îngreunată de faptul că partea dreaptă a blocului de piatră pe care se afla inscripția era destul de ștearsă, ca și cum cineva ar fi încercat să desfințeze textul, traducerea inscripției, conform lui de M. P.P.D. este următoarea, sfatul și poporul au găsit cu cale, președinte al adunării fiind Dionisios, al lui Bianor, apolonios al lui Cleombrotos a propus, îndrăgăta agatocles al lui Antifilos, coborător dintr-un părinte binefăcător al opștii, se poartă față de cetate și de cetățeni ca un vred mic și de seamă, dovedindu-și în chipul cel mai deplin, cu vorba și cu fapta, Râvâna față de popor, în orice împrejurare grea pentru cetate, precum și în toate în însărcinările și slujbele și. Mai întâi, într-o vreme când cetatea era bântuită de tulburări, iar traci în număr mare atacau orașul și teritoriul, când grânele stăteau să dea în pârg, iar cetățenii se frământau amarnic, Agatocles, fiind ales căpetenie a arcașilor și strângând oșten cu simbrie, a știut să păzească țarinile, dând putință fiește căruia să-și strângă grânele fără vătămare. Iar când tracii din jurul lui Zoltes au pătruns cu astemare în sciția către orașele elinești de sub oblăduirea regelui Erhemaxos, tot el. Ales Sol a pornit în țară străină, străbătând pământurile mai multor noroade și înfruntând primejdii de tot felul, a convins pe barbari nu numai să cruțe cetatea, dar și adunate înainte de... Tâlharii ce se aflau la ordinul lui Zoltes să mânuiască toate și împreună cu ei s-a grăbit cetatea să plătească cinci talanți pentru ca să cadă la înțelegere cu cetatea în privința hranei, când, după acestea, aceiași barbari au năpădit ținutul și au prins să asedieze bizone și să pustiască teritoriul, grânele noastre fiind și de data aceasta gata să dea în pârg. A ales sol și pornind spre locul unde se aflau astea, rânduit de cetățeni să răscumpere după putință teritoriul și recolta ea. Convins pe Zoltes și pe Traci, cu preț de 600 galbeni, să nu pătrundă în teritoriu, nici să se apropie de oraș, ceea ce a îngăduit cetățenilor să rămână stăpân pe toate grânele de pe ogoare și, iarăși, ales sol în Tracia și la căpetenia acestora Zoltes, are înnoit în voierile și înțelegerile încheiate cu ei și simțind că se strâng la oaltă tâlharii mulți. A adus faptul la cunoștință lui Zoltes, dând de știre și cetățenilor după întoarcerea acasă, din care pricină uneltirea a rămas fără urmări iar mai târziu călcând traci jurămintele și învoiala și tot din năvală pe pământurile cetății, ales de popor comandant cu depline putere al teritoriului și strângând oșten voluntar dintre cetățeni și barbarii adăpostiți în cetate, a păzit ogoarele și turmele și grânele până la trecerea spre noi a regelui Erhemaxos, iar după ce regele a trecut pe malul din față. Ne lăsând în urmă străși de teamă și trimițând numai vestitori ca să ceară tributul, ales sol și pornind la drum pe apă întrucât Sinutul era cuprins de război, l-a convins pe regele Erhemaxos să dea spre paza cetății călăreți 100, iar când tracii au căzut în număr mare asupra străjerilor, iar aceștia de frică au fugit pe celălalt mal, lăsând teritoriul cetății fără pază, a trimis sol la feciorul regelui, Fradmon, l-a convins pe acesta să dea strajă cetății călăreți 600, care, întrecând când oastea vrăjmașilor, au înfrânt pe căpetenia acestora Zoltes. O întrebare pe care putem să ne opunem în urma citirii ambelor decrete este, de ce cetatea Histria, cea aflată pe țărmurile lacului Sinoe, atât în secolul al III-lea cât și al II-lea înainte de Hristos, dorea atât de mult să aibă bune raporturi cu vecinii săigeți, nedând înapoi nici măcar în fața obligației de a le plăti tribut? înapoi nici măcar în fața obligației de a le plăti tribut.